Rădulescu. Lucrurile sunt complicate. În momentul de față, președintele american Joe Biden a fost informat în acea ședință de urgență că s-ar putea ca Israelul să fie atacat în două valuri, un val din Iran, celălalt din partea grupării Hezbollah. Haideți să vedem ce se întâmplă în Israel. Îl urmărim pe Laurențiu Rădulescu. O situație destul de tensionată pe care, iată, cei care locuiesc în Israel trebuie să o suporte, ținând cont de un eventual atac în forță al Iranului. Am ajuns în urmă cu foarte puțin timp în Tel Aviv și am vrut să stăm de vorbă și cu români. Români care locuiesc aici de ani de zile. Bună ziua! Bună ziua! Spuneți-ne puțin care este situația, cum simțiți dumneavoastră în primul rând situația în momentul de față și ce credeți că se va întâmpla în perioada imediat următoare? Cum v-ați pregătit? Cred că încă de la atacurile din 7 octombrie, practic, ceea ce s-a întâmplat a fost un nou holocaust. Oamenii care au fost atacați fără nicio vină în casele lor, copiii au fost arși în cuptoare, au fost măcelăriți bătrâni care stăteau în casă liniștiți. S-a schimbat o nouă realitate și pur și simplu te poți gândi că se poate întâmpla în orice clipă. Dincolo de atacurile care pot să fie aeriene, din păcate în Israel avem și atacuri teroriste. Chiar recent au fost oameni care au fost înjunghiați fără nicio vină așteptând în stația de tramvai autobuzul. Cum v-ați pregătit pentru ce se va întâmpla? Am văzut inclusiv în Ierusalim, inclusiv mesaje care au venit dinspre IDF, dinspre armată, dinspre autoritățile locale, ca oamenii să se pregătească cu apă, cu ceea ce înseamnă conserve, mâncare pentru ceea ce ar putea urma. Da, fiecare și-a luat depozit de apă cât a putut în casă și mâncare din aceasta, în cazul unui atac aerian prelungit. Asta ar însemna că mai multe zile ești blocat în casă sau în bunker, în camera de refugiu. În permanență trebuie să ai la tine actele, Doamne ferește, în caz de identificare, în caz de ceva neplăcut. Și, bineînțeles, să ai și telefonul, de asemenea, bateriile sunt importante în caz că se cade internetul și vrei să ții legătura printr-un radio normal în care mai poți să auzi știri. Măsuri de precauție pe care mă gândesc că le-ați luat, nu? Încă de zilele trecute. Da, acestea au fost deja luate. Există situația apariției unui atac brusc pe stradă și atunci indicația este cât mai repede să intri în cea mai apropiată zonă de refugiu sau bunker. De exemplu, dacă s-ar întâmpla, să zicem, acum în secunda aceasta, ar trebui să intrăm în prima clădire, să stăm cât mai departe de locurile în care sunt geamuri, în cazul în care ar ricoșa fragmente de geam. Vă mulțumim foarte mult, doar unul dintre cazuri. Am ajuns, vă spuneam, în urmă cu foarte puțin timp în Israel, aici în Tel Aviv. Vom reveni și orele următoare cu noi români, cu noi persoane, vă spuneam, oameni care se pregătesc pentru ceea ce este mai rău, din păcate, în momentul de față. Am văzut și evoluția ultimelor ore, am văzut inclusiv acel atac, pentru că trebuie contextualizat cumva atac asupra bazei militare a Statelor Unite ale Americii din Irak. SUA a trimis aici, vă spuneam și zilele trecute, un număr mai mare de militari, inclusiv un portavion, tocmai pentru a încerca într-un fel sau altul să dubleze apărarea pe care Israelul deja o are, o apărare ultra cunoscută până la urmă. Rămâne de văzut, următoarele 12-24 de ore sunt așadar cruciale.